mijloc aici. Și spun care este. Primii bani, primii lei bani câștigați. Trească Dumnezeu ce-am făcut ei. Praf. Da, am fost fericit, corect? Mamă, îți parosar mașini cu BMW-uri, cu din alea. Suntem toți. Uite, cu lanțe, dacă am și lanțe. Da? Dar, odată cu trecerea timpului, da, am realizat că, ok, e o bucurie pe moment. Ce fac mai încolo? Ce fac cu viitorul meu? Că am și eu, familie de crescut, am doi copii. Și o problemă foarte mare la un sportiv este că în momentul când ești cunoscut și ești luptător, toată lumea, mamă, campion, dar după ce te lași, te uite toată lumea. Iar dacă tu nu ești destul de smart să faci ceva după ce faci sportul pe care l-ai făcut, da, o să ai o problemă toată viața. Ai să devii frustrat și o problemă foarte mare cu foștii mari sportivi. Aceeași problemă. Că n-au reușit să-și găsească un drum la momentul oportun. Nu m-am retras la 36 de ani. Ce credeți? Nu mă mai putem lupta și până așa cum mai pot lupta. Dar m-am retras la momentul potrivit. Pentru că vreau să mă țină lumea minte pe mine așa cum eram eu, campion. Că ajungeam la 40 de ani și vinea unul de 20 ceva de ani și mă bătea. Și toată gloria mea și toată munca mea se ducea pentru ce? Atunci am făcut un plan foarte bine pus la punct, am retras când a trebuit să mă retrag, a rămas în memoria colectivă la tot ceea ce am făcut în cariera mea și uite momentul de față, stau în fața voastră și vă împărtășesc experiența mea. Cineva care să vă demoralizeze, să vă spună că nu puteți ajungeți campion sau... Da, da. Foarte mulți. Eu vă pun o întrebare. Eu uitați-vă la mine. Am un 80. Un 80 este o înălțime foarte mică pentru categoria grea. Deci eu m-am luptat la 80 de kilograme, la categoria grea. La categoria mea, dragii mei, sunt numai animale din alea de 2 metri. Da, și de 130 de kilograme. Și când mă vedea cineva și spunea, băi, n-ai nicio șansă că ăștia o să te învingă. Și zic, bă, nu-i adevărat, uite mă, că pățineți și am șansă să-i învingă. Da? Și uite că mereu o să fie cineva care o să te învețe, lasă că te învăț eu. Da, eu sunt ăla deștept. Vine un moș din ala sensei care spune ție cum trebuie să faci. Eu niciodată n-am făcut lucrul ăsta. Eu în momentul când am mers la drum, cu antrenorul meu, am rămas în el până la capăt. Nu l-am schimbat. Pentru că antrenorul meu este mentorul meu, iar relația dintre antrenor și sportiv este foarte importantă. Antrenorul meu este ca un al doilea tată. Și niciodată nu m-am dus pe altul. M-am stat lângă el chiar dacă am și pierdut, chiar dacă am și câștigat. Și este foarte importantă această legătură. La fel cum e legătura dintre părinte și copil. Spun că mama și tatăl nu se vrea niciodată rău. Că vă spune vouă, nu faceți aia, că nu faceți aia, vă spune pe binele vostru. Da? Știu că sună bătrânește, știu, aia, cu pește, dar așa este, dar n-ai ce să fac.